Invitații noștri au venit direct de la o petrecere. O petrecere care a fost dată cu ocazia lansării videoclipului la melodia Vreau să fiu, doamnelor și domnilor, Larisa Busuioc. Bună dimineața și Vladimir Fotescu. Salut! Bună dimineața! Bine ați venit la prima oră. Bine v-am găsit. Ați dormit ceva noaptea asta? Puțin, da. Da, puțin? Bravo, bine că ați reușit. Cum a fost lansarea videoclipului? Mult așteptat? Da, a fost pe măsura așteptărilor. Toți care au fost invitați au venit. Da, este foarte important atunci când ai susținerea din partea colegilor, prietenilor și le mulțumim foarte mult că au fost alături de noi. A fost o serată pe cinste, să zic așa, cum se zice la noi, la moldoveni. Destul de vesel, destul de creativ, oamenii și până la urmă și s-au distrat și nu se dădeau duși acasă. Am cântat cu toții, am improvizat și am făcut lansarea așa cum ne-am planificat noi. Am tot așteptat acest videoclip de ceva vreme. Da, noi de fapt am muncit la acest videoclip chiar aproape din începutul verii, dar din motivul că perioada vacanțelor nu prea... Perioada vacanțelor se merge în vacanță? Se merge în vacanță, da. Și am hotărât acum în toamnă să ieșim cu această premieră, mai ales că am avut timp să mai analizăm, să ne mai gândim, să mai punem lucrurile la punct. Și unde s-a filmat? E un subiect? Da, este un subiect. S-a filmat. Filmulețului, al videoclipului. S-a filmat aici, în Chișinău. Și au fost și anumite scene care au fost filmate în România. Deci noi am colaborat împreună cu frații Spoială și vreau să zic că sunt foarte bravo, o echipă tânără. Cel puțin eu... Este prima mea experiență cu o generație mai tânără. Ești foarte bună, așa că ați făcut o alegere reușită. Și sunt bravo, le urez mult succes în continuare. Am lucrat foarte strâns împreună, chiar și la același scenariu. Dar mai târziu, deja băieții și-au făcut meseria lor și ceea ce trebuie să facă, ceea ce o să vedeți voi pe micile și marele ecrane. Vedem... Micile și mari ecrane, cine și ce televizor are acasă. Da, da. Apropo de ecrane, o să fie oferit videoclipul și televiziunilor de peste prut, eventual? Sperăm că da. Pentru a fi difuzat? Sperăm că da. Vă ține pumni, succes! În rest, cum vă merge în carierele solo și cu trupa și... Jazzul se mai cântă? Se mai cântă și sunt fericită de momentul acesta. Vreau să mă laud că la ziua de astăzi la noi Vladimir este așa în creștere rapidă și mă bucur foarte mult pentru el. Urez succese. Eu așa mai puțin, dar mă stradă și eu. Noi apreciem de mult talentul lui Vladimir. Gonza Cover Band, ce mai face? Sunt bine, muncim, evenimente. Vă așteptăm și cu trupa. Sigur. Bine, până una alta, înainte să prezentăm acest videoclip, îl dedicăm cuiva, poate. E un mesaj pe care trebuie să-l prindă o anumită categorie de telespectatori. Îndrăgostiți sau cu inima frântă sau... În acest videoclip, cred că găsiți și lacrimi și zâmbet. Și generații mai... Eu cred că să se regăsească orice generație. Este așa, o istorie, poate undeva dramatică, pentru cineva, pentru cineva nu. Este un mini-filmuleț, doar atât că puțin este încurcat, dar până la urmă eu sper publicul să înțeleagă mesajul care... Dar nimic nu e ușor. Ca în Game of Thrones, deocamdată fără final. Numai că nu moare nimic. Am înțeles. Bine, noi vă mulțumim pentru prezență și mult succes. Haideți să vedem videoclipul, că ne-ați intrigat. Nu l-am văzut nici eu, nici colegii. Doamnelor și domnilor, în această dimineață avem o premieră absolută a videoclipului la melodia Vreau să fiu de Larisa Busuioc și Vladimir Fotescu. Dacă pleacă, nu va reveni.
numai dorul răscolește și-mi arde inima. Nu știu dacă aș mai putea iubi suflet mai aproape dacă ar fi. Știu doar una, eu te voi iubi într-una și voi fi să iubesc, să fiu iubită cum am fost. Fără tine-i mică lumea mea, îmi lipsește mângâierea ta pe o clipă. Vreau să-mi poți citi tu gândul ce n-aș da. Să-ți fiu eu ploaia care spală de păcate marea, setea ta de libertate, apa ta, apa ta, în pustiu, în pustiu, vreau să fiu, vreau. Cerul ninge, zâmbet, când copilul nostru plânge pentru noi, amândoi, vreau să fim pentru noi, amândoi, vreau. Să